Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Din păcate, în ultimele, să zic așa, ore sau, mă rog, timp ai orelor afectate, ca să spun așa, de prezentare, am căutat oameni care, sigur că de la timpul lor au făcut ceva pentru sport, pentru fotbal în general, am căutat că acesta este la modă momentan în Sălaj, dar cu surprindere am aflat la unele cluburi sportive, chiar din orașul, din municipiul Zalău, programați pentru emisiuni, s-au scuzat cu câteva ore înainte, motivând faptul că nu-i lasă patronii ca să vorbească la o emisiune. Le-a spus, domnule, nu este nici emisiune politică, nu este nici emisiune din care se rezultă partea financiară a patronului respectiv, este doar o emisiune de sport, Arena Sportivă, timp în care m-au refuzat cu eleganță, dar nu o să dau nume, am adus în această seară oameni dintr-o localitate inimoasă, ca să spun așa, o localitate plină de realizări, deci este vorba de Bălan, în care acum de vreun an de zile un ziarist în plină devenire, în florire, ca să spun așa, din județul Sălaj, făcea niște reportaje în care arăta o bază, ca să spun așa, jalnică, zicea el, dar această bază sportivă a renăscut datorită unor oameni inimoși pe care am în această seară lângă noi. Dar despre cine este vorba, îi las să se prezinte pe cei doi invitați ai mei pentru care le mulțumesc. Poftiți. Bună seara, mă numesc Olțar Alexandru, sunt director sportiv la echipa de fotbal Luceafărul Bălan din localitatea Bălan. Da. Emil Ionaș, antrenorul echipei Luceafărul Bălan. Bună seara. Bine ați venit, să zic așa, în marea familie a fotbalului, adică revenit practic pentru că ați fost Luceafărul Bălan, se știe, a fost în Liga a 3-a, ați continuat cu copiii și juniorii din motive independente de voința, ca să spun așa, clubului, motive financiare, ați renăscut apoi prin acele formații de copii și juniori, ați continuat și iată-vă acum cu echipa de seniori în Liga a 5-a, ca să spun așa, dătătoare de speranțe. Dar cum a fost cu baza sportivă, domnul Colcear? Cu baza sportivă, într-adevăr, au fost niște probleme într-un timp, în sensul că s-a încercat renovarea de acum 2 ani, s-a îngrădit din nou, au fost multe panouri de la gară rupte, vestiarele distruse, s-a început iarăși îngrădirea cu panouri noi, însămânțare, am pierdut un an cu însămânțarea pentru că nu a ieșit cum trebuie, nu știm exact din ce cauză. Anul acesta am revenit cu însămânțare, cu nivelarea terenului, cu împrejmuire, vestiare, tot și sperăm că într-o săptămână, cel mult o săptămână și jumătate, să fie complet finalizată baza sportivă. Mă refer la vestiar. Deci la vestiar mai avem cam o săptămână de lucru și sperăm să finalizăm și vestiarele. Da. Domnul Ionaș, a fost zilele trecute chiar muncitor, să zic așa, da, cu domnul Sandu, l-a trasat, l-a curățat, l-a vopsit, ca da, să arate totul, ca duminică, s-a și desfășurat un meci cu Băbeni, scor 1-1, echipa experimentată, iar dumneavoastră copiii respectiv. Cum a început cu copiii? Deci aveți lotul respectiv? A, avem. După mari pierderi, probabil știe lumea că am fost în cantonamentul, am fost în pregătire la Ognea Șugatac. Din păcate, am pierdut 5 jucători foarte valoroși. Da. Ca cu experiență. Cu experiență. Care vorba au activat în Liga a 4-a și pentru noi erau extraordinari. Da. A trebuit să aducem alți copii, am mai luat din... jucăm cu 6 copii de 15 ani, care au terminat anul trecut, jucau la grupa C și acum direct la echipa mare. Da, mi-au spus cei de la Băbeni, zice, o echipă foarte tânără, ne-au alergat tot terenul. Deci, da, despre domnul Sandu, cam cum e terenul? Deci la dimensiunea maximă? Dimensiunea terenului, noi am mărit dimensiunea terenului, lățimea, în special lățimea, față de vechiul teren. Deci acum dimensiunile au ajuns la lungime 105 metri, iar lățime 61 de metri. Da. L-am făcut mai mare pentru a putea practica un pic mai, un fotbal mai deschis, mai asta, să nu fie în majoritatea terenurilor din Liga 5, sunt micuțe, se joacă înghesuit. Da, este un teren bun pentru, și pentru Liga 4 nu se pune problema. Exact.
Da, chiar este pregătit. Noi am vrut să participăm în Liga 4, bine, nu s-a putut. Mergem acum în Liga 5, continuăm cu copii, cu ce putem. Sperăm că în toamnă să ajungem în Liga 4, să prindem primul loc. Cum efectuați antrenamentele, domnule Nasin, în cont că numai și copiii, uitați, au ore, o să vină toamna când o să fie angreați în școală? Antrenamentele nu se mai fac la Hida, se fac la Bălan. Domnul Pop ne-a pus la dispoziție, deci avem două microbuze. Colegul meu, Sandu, vine... Deci domnul Pop fiind patronul efectiv. Da, patronul care ne susține, da. Domnul Pop ne-a susținut tot timpul și ne susține în continuare. Pe calea asta țin să-i și mulțumesc pentru eforturile pe care le depune ca să funcționeze. Deci da, e un agrenaj... Telefonic de câteva ori pe săptămână, da, sau deci vine tot timpul ne consultăm și acum au venit din Brașov de face eforturi foarte, foarte mari ca să, da, să avem toate condițiile. Da. Și le avem. Și pe lângă baza de antrenament și terenul de fotbal avem mici la discreție. Deci tot echipamentul ca să putem face fotbal de performanță. Aveți și echipament care echipament de antrenament, de prezentare cu foițe pentru ploaie, iarna cu geci groase. Deci tot ce se poate. Plus astea utile pentru a face antrenament, cu gărdulețe, cu jaloane, cu tot. Ce pentru fotbalul de performanță, fotbalul mare. Da. Avem noroc că copiii sunt dorni să învețe și avem tot timpul la antrenament. Tot timpul vor să învețe și avem mare noroc. Facem două antrenamente, noi pe asta mizăm, sunt tineri și pe asta mizăm, să învățăm și să putem, cum să zic eu, câștiga un pic de experiență, că la 15 ani e greu. Sigur. E greu. Și fizic și mental un pic. Unele echipe joacă pe forță pentru că au... Și intimidare la Liga 5. Liga 5 și atunci sigur că da. Trebuie întotdeauna cine este apărătorul, antrenorul și arbitru. Exact. Practic, numai noi. Ei, deci țin... numai noi, da. Exact. Asta e că... Da. Îs cruzing ăsta, dar avem copii buni și am avut din... Știți și dumneavoastră, am avut tot timpul. Da, tot timpul. Și juniorii republicani am avut și grupele de copii. Din păcate am pierdut foarte mult. Am pierdut foarte mult și... Da, nu a fost acea continuitate și s-a pierdut tineret. Domnul Sandu, cum a primit, să zic așa, Consiliul Local sau, mă rog, lumea, că uitați, încă o echipă apare în comună? Consiliul Local, în special... Să vorbim așa, spectatorii, localnicii din Bălan au așteptat revenirea echipei la baza sportivă pentru a putea participa și ei la un meci, la a vedea o partidă de fotbal. Consiliul Local, ținem să le mulțumim pentru ajutorul ce ne-l oferă. Cum se poate, deci cât poate, ne ajută pe mai multe căi. Noi încercăm să, zic așa, să mulțumim și Consiliul Local pentru ce ne ajută. Ce îmbunătățiri mai credeți dumneavoastră că ar mai trebui făcute? Aveți foarte frumos, deci baza așa amplasată și... Păi, acum nu știu din ce ați văzut și dumneavoastră acolo. Da, mi-a plăcut foarte mult cum n-a mai rămas prea mult de făcut. Bine, mai avem acolo la... porți, plasele din spatele porților pentru a nu merge minile și vestiarul, care am zis că într-o săptămână se rezolvă și acea problemă. Da. Partea, zicea dumneavoastră, partea cu energie electrică este rezolvată, curentul, a zis, da, că trebuie tras. Deci s-a rezolvat și curentul, într-adevăr am avut problemă, era să uit de treaba asta, s-a rezolvat și curentul, avem curent acum. Noi sperăm că tot ce facem acolo să nu înceapă să distrugă din nou, pentru că, vă spun sincer, s-au cheltuit și acum 2 ani și anul acesta foarte mulți bani pentru acel teren și am avut probleme cu distrugeri. Bun, dar nu ar trebui atunci să vă gândiți și la o protecție, să zic, chiar prin acum, niște... Deci acum, dacă avem curent, da, vom putea pune niște camere de luat vedere ca să putem să... Exact. Observăm tot timpul terenul să fie cât de cât un pic protejat, cum să spunem, pentru a nu mai fi vandalizat de eventual de cine. Și sperăm că
treaba aceasta cu zamele se va putea rezolva cât de cât. Cine distruge să plătească. Nu-i normal ca un... Probe efective. Exact. În loc să se mândrească ca o bază în localitate, să nu distrugă, să se mândrească cu baza, să-ți putea zice ce frumos arată. Absolut. Aici. Domnul Naș, de unde avem copiii care deci sunt copii... avem fișe foarte multe? Da, deci avem copii de pe toată Valea Almașului și nu numai, inclusiv Cristolț, Ciogman, Surdu. Deci astea cu peceată. Da, am adus și din Cheud, avem Popeni, Jibou, deci foarte mult. Deci la Luceafărul Bălat sunt primiți din orice parte să primiți cu... Deci orice copil e binevenit. Cu cineva chiar din, are intenții să-l aducă din Almașul. Da. Deci dincolo de Zimbor, mergem spre Huedin, pe Valea Almașului, zic, cum poți să, păi, zice, o să cu părinții rezolvăm, să-l ducă. Deci vă ocupați la o... Ne ocupăm, da, și noi mergem noi și îi luăm pe fiecare. Deci cu microbuzul, deja am zis că avem două microbuze, domnul Sală din partea de către Hida, eu din partea de către Jibou, și ne întâlnim în Bălan. Deci îi luăm de acasă, pe fiecare. Da. Și aveți și o responsabilitate. Și responsabilitate. Înțeles. Deci pe lângă suntem antrenori ăsta, suntem, facem de toate. Deci un club care, da, ne punem umărul, a zăzut și la muncă, nu ne-a zăzut. Vopsim, facem, lucrăm, trasăm, nu ne-i rușine. Da, nu e rușine. Era energie proprie, ca să spun așa. Da, nu e rușine, nu. Ca să iese bine. Domnul Sandu l-a trasat, l-a vopsit. Da. Da. Nu ne... În rare cazuri, să zic, sunt și patroni care se implică, să spun, efectiv în conducerea clubului. Adică, nu gen, să zic așa, la nivel mai înalt, că se implică în alcătuia unei formații sau ceva, ci tot timpul domnul Pop, patronul a fost aproape, adică sunt ceva probleme, necesități logistice sau, mă rog, în legătură cu terenul, deci a fost aproape. Tot timpul. Bineînțeles, după cum cred că și foarte multe persoane îl cunosc, domnul Pop este un om excepțional, s-a implicat foarte mult în fotbal, trebuie să vă gândiți așa în special la cât se cheltuiește cu copiii, pentru transport, pentru echipament, pentru tot. Nu a lăsat niciodată copiii și nu o să lase copiii juniori, mă refer la juniori. Juniori. Și de avem echipă de seniori și nu copiii nu vor fi lăsați. Pentru că totul pornește de acolo. De la grupe, de copii până la nivel. Trebuie, pentru o echipă de seniori, trebuie să ai cât de cât și o pepinieră de juniori. Pentru a putea crește nivelul de joc al echipei, tinerețe, tot. Și trebuie să aibă o echipă de fotbal în general. Vin spre dumneavoastră și, ca să spun, în perioada când sunt vacanțe, am observat copiii care erau de prin Cluj sau din Baia Mare, mergeau cu, întrebau de-ai dumneavoastră dacă au bază sportivă, dacă... Și-au rămas surprinși și ei, acești micuți, că uite, în localitatea unde erau bunicilor, să zic, sau părinților unde au provenit, uite ce frumos, ce frumoasă bază sportivă este. Față de ce a fost, deci și copiii din localitate, de acolo, din Bălan, nu i-au oprit nimeni să intre pe teren, să poată să joace, să facă o prindere de fotbal. Treaba e că acolo au intrat alte persoane, vă dați seama că un copil de acela nu cred că a distrus să se poată să rupă uși, garduri. Au intrat alții mai mari, au distrus din această cauză, nici copiii o perioadă, vă dați seama că o perioadă de 2 ani nu s-a putut juca acolo pe teren. Nimic. Nu. Nici copii. Geamă, unde să intre acolo? Scuze, domnul, ce vreau să... Trebuie să înțeleagă. Și părinții și copiii, că baza aia, noi depunem mari eforturi, deci e toată lumea bine primită, da, cu bun simț, fără să distrugă, că e o muncă, muncă, foarte multă muncă depusă și trebuie să avem grijă. E păcat să se distrugă așa ceva. Da. Aia pentru viitorul, poate și peste zeci de ani va dăinui acolo. Deci trebuie menținut. Da, și asta înseamnă că și dumneavoastră sunteți tot timpul cu ei, le explicați. Da, sigur. Deci, poate sunt și unii mai mici care... Tot timpul. Noi chiar încurajăm, vedeți, de la copilul ăla de 6 ani până la de toată lumea. Da. Să vină, să facă sport, să... Trebuie să fim conștienți.
trebuie să fim conștienți de... Cum, câți copii așa vă vin cam la antrenament? Aveți prezență bună? Noi avem foarte bună prezență, fiind tineri și dorni să învețe, asta ne bucură și pe asta mizăm noi pe viitor. Deci la școală, pot veni la antrenament, să facem două antrenamente, ceea ce în județ la noi e cam greu. Să ai un lot de 18-20 la antrenament, da, e foarte îmbucurător pentru noi. Da. Și să-și dea și silința. Deci vin să învețe, vin cu dragoste. Asta e foarte bine pentru noi. La aceste loturi de copii la antrenament, deci faceți ceva anume specific conform da, deci, manualului de antrenament. Exact. Deci ce pune la încălzire. Știți prea bine că am fost și jucător de performanță și am avut antrenori, am avut de unde învăța și la rândul meu vreau să învăț mai ce departe. Ce ați primit dumneavoastră, dați mai departe. Și plus de asta, ca orice antrenor, ne consultăm, citim și acum, deci tot timpul avem de învățat. Absolut. Chiar dacă am trecut prin asta, tot timpul ca un profesor, da, ca un profesor, trebuie să vii cu ceva nou, să nu-i plictisești, să aduci la echipă plusul ăla, adică să înveți tot când un copil începe cu abecedarul exact ca la școală. Trebuie să explici abecedarul. Da. Deci e foarte greu. Și mental, și psihic. Deci trebuie să fii complex. Să fii un bun psiholog. Ești al doilea părinte. Lucruri, da. Să învețe lucruri bune. Antrenorul da? Trebuie să fie Jolly Joker. Adică anii ce, acum câțiva zeci de ani, în secolul trecut, practic, ne amintim cu toții de Ștefan Covaci, da, care a fost antrenorul la Ajax și la un moment dat, venind într-o țară din Est, toată lumea a zis că, mă rog, nu prea le știe cu antrenamentele și nu e un antrenor cunoscut. Și însuși Cruyff la un antrenament a dat o minge, a zis neglijentă, dar antrenorul a fost foarte atent și a dat-o exact pe direcția antrenorului și a făcut Ștefan Covaci al nostru un stop. Impecabil, ca lumea, impecabil, și reușit, impecabil da. Timp în care l-au aplaudat toți jucătorii și a venit Cruyff, ce a strâns mâna și a zis, domnule, s-a validat ca și antrenor, și, că jucătorii au urmărit. Da, exact. Și noi, ca să le demonstrăm, intrăm, le arătăm cu mingea, se preia, intrăm se în face joc, un stop. Sigur, tot. Trebuie să le explici, tot, și intrăm cu domnul Sandu la joc când facem. Deci nu numai că stăm și dăm din gură și du-te în stânga, trebuie să le explici exact da. Cum se procedează. Toate gesturi, mișcări, tot. Multe cazuri care trebuie efectiv să areți. Degeaba să explicăm înainte, mergem la pas frumos ca să priceapă. Sau la dribl, că evităm niște contacte care le pune în pericol. Tot. Deci abecedarul. Sunt care vin pentru prima dată și la încălzirea aia specifică. De unde? Din păcate nu se mai face la școală sport. Nu. De acolo vin cu niște bagaje minime aproape de zero. Aduceți aminte că noi știam toate sporturile. Absolut, eram polisportiv. Eram polisportiv, tot. Dar acum, din păcate, nimic. Da. Vin nepregătiți. Este un gol mare. Un gol foarte mare. Ne bucurăm așa, noi care stăm pe margine, ne bucurăm la un moment dat că uitați din timpul dumneavoastră prețios, ca să zic așa, fiecare găsim în anumite localități oameni care își sacrifică până la urmă timpul liber și dau mai departe la zeci de copii, să zic, cunoștințele lor. Exact. Deci nu e puțin treaba asta. Domnul Sandu, referitor iar la treaba, ca să zic așa, infrastructură, logistică. Deci când ați semănat și așa mai departe terenul și acum este la parametri normali, v-ați gândit că trebuie întreținut apă, trebuie nivelat, când am început lucrările, mi s-a părut o muncă exagerată pentru a putea realiza, să zic așa, noi. Împreună, bineînțeles, împreună cu domnul Pop și domnul Emilionaș. Noi suntem și cu datul, cu tot. Și fără o firmă specializată în acest domeniu. Am început de la zero, cum se spune, am nivelat teren, am adus, cred că, nu știu dacă nu au fost vreo 20 de camioane de pământ. Ca să putem îndrepta să arătăm. Am nivelat terenul unde era necesar, l-am însămânțat. Ei, problema e, l-am însămânțat și acum 2 ani. Da. Dar n-am avut niciun rezultat. Vă dați seama că după ce a fost însămânțat anul acesta în primăvară, a fost pus pe gânduri. Pățim ca și cu un an înainte sau o să avem un pic de succes? Uite că se pare că am avut succes. Bineînțeles,
După ce a fost însămânțat împreună cu domnul Emil, în fiecare dimineață mergeam la udar terenul. La ora 7 eram prezent în balan, pregăteam instalația și începeam și în udar. Aceasta s-a întâmplat vreo 2 săptămâni zilnic. Zilnic a fost de în zona... Am prins și perioada aceea când nu au fost ploi. Ei, după ce am început la 2 zile, după ce au răsărit la 3, da seama, tuns teren, udat, tuns, udat. Multă muncă de... După ce a venit pregătirea, porți, mutate, porți, tot. Ei, într-adevăr, la început ne-am gândit că nu știm, nu o să credem că o să realizăm treaba aceasta până în, la începutul campionatului. De aceea, în special, meciurile de cupă, după cum știți, le-am jucat la Hida. Da. Încă o dată mulțumesc celor de la Hida pentru, înțelegere și ajutor. Și văd că până la urmă am reușit să rezolvăm problema și să putem juca pe terenul nostru, ceea ce am așteptat de foarte mult timp. Suntem bucuroși că am ajuns până în acest loc. Da. Bine, nu ne vom opri aici, bineînțeles. Baza trebuie întreținută tot timpul, trebuie pregătită. Da, domnule, așa aveți... ca să zic, privilegiu, sau mă rog, aveți așa de a atrage copiii prin felul de a vă prezenta dumneavoastră foarte simplu și felul de, mă rog, de a discuta cu ei. Deci cum, din școli, cum colaborați cu profesorii sau știți că de acolo provin opinia de copii? Da, deci noi ținem legătura cu toți profesorii de educație fizică. Din deci, da, și cu asta avem mare noroc. Și bineînțeles, telefonii, chiar la o cafea, la ăsta, întrebăm, că numai așa putem. Sigur. Ei știu, fiind acolo profesori de educație, de sport, mai da, uite, am 2-3 copii, chiar ar fi foarte bine pentru voi. Și prin, avem un mare noroc și cu domnii profesori și le mulțumesc pe care asta, niște prieteni buni, profesori, foști colegi de fotbal, da, care aveți în toate localitățile. Da, în toate, în toate, toate. Noi ținem legătura tot timpul și facem eforturi și vrem, noi ne dorim și domnul Pop în special pentru asta au făcut, ca să, să-i mai scoatem un pic și pentru Valea Almașului să aibă și unde să iese, să-i mai scoatem un pic din casă, de la televizoare, de la laptopuri, cum au venit acum, că e mult mai ușor să joci fotbal pe calculator decât să depui efort fizic. Să alergi în teren. Și asta e o problemă. Și noi asta vrem să îi scoatem un pic din casă. Deci mesajul dumneavoastră ar fi, haideți să ieșiți din... Exact. De lângă laptopuri, din calculatoare, din telefoane, haideți în aer liber, mișcare. Vă dezvoltați. E bun și... Este un lucru foarte important. Și părinții trebuie să și știu asta. Să dezvoltă și fizic, și mental. Și mental. Și, deci nu poți un copil, când vine de la școală, numai tot înapoi, iar la învățătura asta. Trebuie să aibă liniștea aia sufletească, să poată să se deconecteze un pic. Venim la sport, îmbină utilul cu plăcutul. Da. Oameni sănătoși, nu obez, nu chipsuri, nu ăsta, la noi le explicăm și alimentația, că și asta e o problemă mare. Și asta e o problemă. Disciplină, odihnă, plus, vă dați seama, când mergem în deplasări, e o școală a vieții fotbalul, mergi la restaurant. Socializează. Da, socializează. Vă dați seama, intri la un restaurant, mănânci, înveți cum să... Și părinții acasă. Un minim de comportament. Da, de comportament, da. Da, sigur. Luăm câteva minute de pauză, timp în care, după pauză, vom avea din nou invitați pe domnii Colciar și Ionaș de la Luceafărul Bălan. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la partea a doua emisiune Arena Sportivă. Am doi invitați de la ACS Luceafărul Bălan, doi oameni în care, practic,
La Belan a început activitatea de la zero, ca să spun așa, și am ținut eu personal ca să invit, ca să vadă și alți oameni că totul depinde, omul sfințește locul, ca să spun așa. Deci într-o localitate în care este fotbal, a fost tradiție și este de fotbal, dar printr-o neglijență, ca să spun așa, nu chiar, mă rog, la nivel macro de patronat, ci niște oameni răufăcători care au distrus la un moment dat multe din realizările unei baze micuțe și frumoase de fotbal din localitatea Bălan, deci din comuna Bălan, s-au găsit totuși oameni ca și domnul Colcear, ca și domnul Ionaș, care au pornit de la zero. Și vă invităm în comuna Bălan oricând să mergeți să vedeți ce bază frumoasă au făcut în această vară, iar de acum, din toamnă, au pornit în Liga a 5-a, practic cu fostele echipe de copii și juniori și chiar v-am invitat și pe dumneavoastră, făcând un popas poate și pe la grădina zmeilor din zonă, ca să vedeți și frumoasa bază sportivă. În timp ce alte asociații sportive ne-au onorat cu tăcerea și s-au scuzat că nu pot să vină să prezinte nimic pentru că nu-i lasă patronii sau ei nu au ce prezenta în fața dumneavoastră, iată că acești inimoși oameni și-au răpit și astăzi din timpul lor ca să vină să împărtășească câteva păreri cu dumneavoastră și idei de ale lor care le-au transpus în practică. De aceea, domnule Ionaș, în calitate de antrenor al echipei, v-aș invitați să ne spuneți pentru telespectatori câteva din proiectele dumneavoastră gândite cu patronatul dumneavoastră. Da, pe lângă am pus echipa mare pentru Liga 5-a, da, pe care știți prea bine că majoritatea juniorii din pepiniera noastră, da, o să, în paralel, deci ce avem un proiect, deci avem grupele de copii care sunt mai mici, vom face în paralel cu antrenamentele echipei mari, pregătire și cu ei. Deci toate talentele pe care le avem noi în zonă, să continuăm cu ele. Ca să, dacă ajută Dumnezeu și promovăm, avem juniorii noștri, nu, tot timpul am avut, da, și păcat să-i pierdem. Noi suntem... Și acum scuze pentru că vă întreb, sigur că vă dau o idee, așa este pentru că la un moment dat aduci jucători străini din alte localități înseamnă și costuri. Exact. Dar exact, având la dumneavoastră pepiniere proprie și destul de mulți copii care iubesc fotbalul, le place, am văzut că sunt foarte mulți, da, în zonă, și da, sunt interesați. Și atunci este, cum să zic, este mai ușor să-i depistați și pe plan local. Exact. Și îi luăm, lucrând cu ei de mici, ABC-ul învățat, e mult mai ușor pe, da, parcurs. Deja ei știu ce au de făcut, e mult mai ușor. Acum am adus jucători care n-au ABC-ul. E foarte greu la 15-16 ani să înveți primele, da, noțiuni. Da, primele noțiuni. E foarte greu. Se pierde mult timp și se vede și în joc. Se vede și în joc. Sunt lipsurile alea pe care trebuie să le înveți de copil fiind. Prelorile alea, da, simple, care fotbalul se joacă mult mai în viteză, nu cum jucam noi pe timpuri. Deci acum trebuie să gândești în același timp și să execuți. Deci e foarte puțin timpul de gândire. Și atunci trebuie să, da, astea trebuie să le ai uțit, sigur, să ai uțit, da. Și astea sunt elementele de bază. Când faci preluarea, să nu mai pierzi timp, să folosești piciorul stâng, care majoritatea pe nu pot cu stângul. De-aia vin la antrenament, acolo se repetă, da, acolo vede se care fac, piciorul sigur, de sprijin, exact, ce poate. Deci la un fotbalist trebuie să fii complet. Chiar dacă nu folosești ambele picioare la fel, dar și cel de sprijin trebuie să te ajute. E foarte esențial în fotbal. În ziua de astăzi, o preluare, un pas simplu în fața porții, când să nu ți-o mai faci pe deapta, să pierzi timp, să vină adversarul cu contra. Să pur și simplu să dai drumul la minge mult mai repede. Da, pentru că la când te contrează, poate îți vine și cu un placaj pe exact, picior. Exact. Din neglijență. Din neglijență. Timpul ăla pierdut. Și da, e foarte eficient. Și atunci, dacă le faci de mic, ABC-ul ăsta e foarte important în fotbal. Foarte, foarte important. Și am văzut domnule, scuze că vă întreb, am văzut și faptul că vă preocupați foarte, foarte mult și de portar, pentru că e, da, criză, ca să zic, da, așa. Deci asta e o problemă cu portarii, cam noi e o problemă la toate astea, la toate grupele și e foarte greu și chiar vorbeam și cu colegii din Jibou și e foarte greu de portarii, e foarte greu de găsit. Trebuie lucrat foarte mult cu ei și trebuie făcute antrenamente ca să-i poți atrage. La ei e mai complicat, dați seama că terenul e destul de tari. Făcând antrenamente specifice cu ei, e partea de plonjon care e necesar, da, e contact cu solul care e mai dur,
Deci portarii, în mod special, trebuie avut mare grijă de ei și trebuie avut răbdare, mare răbdare cu ei. Că foarte... Să-l întreb pe domnul Sandu, în calitate de care ați fost atât timp cu juniorii, deci ați avut acolo portari care ar putea să... Să vă spun sincer, sau... eu cred că rezultatele au reflectat destul de mult nivelul portarilor. Credeți-mă că în 3 ani de zile nu am reușit să găsesc un portar care să aibă niște calități. La ce vârstă? Deci, în perioada care participa cu toate 3 grupele de copii, la niciun nivel nu am găsit un portar care să fie să exceleze. Bineînțeles. De multe ori, când apar copiii de anumite categorii, multă lume vrea să fie portar. Pentru că e un joc mai ușor, cred ei, da. Cu toate că eu zic că nu, totuși și pentru un portar trebuie multă muncă. Da. Dar problema e că ei încearcă, foarte mulți încearcă, este foarte greu să și depistezi unul care are cât de cât talent și să te poți ocupa special de antrenament pentru portari. Dar vă spun sincer, în 3 grupe am găsit de un an de zile și domnul Ionaș la echipe, a văzut, am căutat împreună, asta nu găsim așa, să zicem că sunt foarte talentați. Într-adevăr, ce a rămas de acum vreo, de la foștii republicani, foștii juniori CEDE, când erau republicani, a reactivat ceva. A ieșit ceva. De atunci, un portar, să zic, crescut de noi, într-adevăr, nu avem să exceleze. Ne descurcăm și cu ei, pe planul cald, dar nu putem să zicem că excelează. În rest, copiii vin la toate grupele, cum a zis și domnul milionar, avem două microboze, am mers după ei tot timpul, atunci, bine, 2 ani a fost doar un singur microboz, după ce a venit domnul Emil a apărut al doilea, copiii au asigurat transportul. Trebuie numai să iasă din casă, să nu stea acasă. Bun, și pe dacă aveți o deplasare mai lungă, deci le asigurați un minim, o apă, cu masă, cu apă, cu masă, sigur, și la echipa mare, și la copii, masă, tot ce e necesar. Cei care ne urmăresc acum, și părinții sau copiii și din zona noastră care nu știu prea multe despre dumneavoastră, să le spunem atunci că sunt condiții corespunzătoare în care sunt primiți cu brațele deschise și pe măsura talentului lor, sigur că vor fi promovați. Exact. Bineînțeles. Acum, dacă ați observat, cum la echipa de Liga a 4-a folosim și jucători de 15 ani, da. junior, fost, care îi ridicăm, încercăm să integrăm în echipă, se comportă destul de bine, da. Sunt tineri, trebuie lucrat mult cu ei, dar noi încercăm să aducem din spate, să facem o echipă cât de tânără se poate, cu ajutorul a 2-3 mai în vârtă, mai experimentați, să realizăm o echipă care să ne putem și noi, vorba aceea, mândri că am realizat ceva. Da. Da, într-o discuție telefonică și cu domnul Pop, patronul și finanțatorul clubului Luceafărul Bolan, spunea dânsul că va fi o mare satisfacție și pentru dânsul, ca om care este născut și localnic al Bălanului, să fie mândru că peste câțiva ani va reuși cineva, un jucător, 2-3, nu contează, din zonă, să meargă acolo sus unde e locul. Și dați seama că și de să așteaptă... Continuăm, o să continuăm proiectele cu oamenii angreați în proiect, o să depistăm, zice, florile rare se caută și... Exact. Vă dați seama că după investiția care o face și după munca care o depune, ajută, da. Își dorește și dânsă o... Ar fi satisfacția să aibă o echipă, să realizeze ceva cea fără Bălan. Noi sperăm că așa va fi. Acum rămâne de văzut. Da, deci am participat la un meci de fotbal în care mi-a spus, deci conducătorul, zice, am adus un portar, că veni vorba de portar.
Avem un portar extraordinar, apără și nu-i problemă, dăm credere la echipă. Deci l-am văzut de câteva ori la niște amicale, la niște antrenamente, la adusel de pe niște sate. Și la bat în echipă și la pauză vorbesc și cu băieții, că erau categoria D, de C sau D la junior. Deci ne-a adus un portar foarte bun, foarte... N-a avut ce apăra în prima repriză, pentru că a jucat foarte bine. Dar după pauză a primit gol de la aproape, de la centru terenului, timp în care toată lumea, inclusiv cel care îl lăuda până atunci, nu au zice, gata, pe ăsta zice, cine l-a adus la club? De mâine îl dau afară. Și am intrebat și domnule, dar nu după un meci putem să jucăm, să judecăm un copil. Că în final, poate nu s-a integrat, nu știe cum să-i stăfunda și sau... Exact. Deci trebuie să avem răbdare, cum zicea domnul Ionaș, că răbdare și... Bineînțeles, trebuie foarte multă răbdare și nu putem la, pentru o fază... Pentru o fază să criticăm un portar sau să zicem că are valoare sau nu are valoare. Pentru că de multe ori portarul îl face, pe portar îl face și apărarea. Trebuie să ne gândim la asta. Nu ai apărare, portarul ce poate face? Dacă ai niște statui în apărare, bineînțeles, care nu se mișcă, e, nu, asta nu depinde, nu poți, la niciun jucător, nu poți să îi stabilești valoarea după o partidă de fotbal, după o singură partidă. Pentru că fiecare fotbalist are creștere, descreștere, asta depinde de multe lucruri. Da, și asta și la selecțiile care sunt făcute la nivel mai înalt, deci între județe, interjudețene sau chiar selecțiile naționale de juniori, deci nu se poate după un meci, după un joc, două să poți să emiți. E obosit atunci în ziua aceea, nu iese nimic, ce facem? Gata, renunțăm la el că nu a ieșit jocul într-o partidă. Sau... Nu. Trebuie continuat, trebuie văzut, treptat, dacă crește, nivelul lui sau scade. Atunci se vede, după o perioadă. Chiar când a fost turneul Speranțelor aici între județe, deci a fost scouter domnul Giorgău și a urmărit perfect. A spus, domnule, dar nu pot să-mi dau seama după un joc sau două. Am o marjă, a făcut o listă de vreo 20 de jucători care i-a băgat în urma, să zic așa, în ședință, în urma analizelor vreo 5-6 antrenori, fiecare antrenor limitrof care a fost, Bistrița, Cluj, Satu Mare, Maramureș, Bihor, așa, au avut câte un antrenor, cei sub 17, și au început toate caracteristicile tehnice și la un moment dat au rezultat jucătorii și a zis, nu pot să-mi dau seama după felul, deși a văzut, până după mai multe jocuri. Pot să-mi dau. Același lucru a afirmat zile trecute și Belodedici, care a fost aici la Cupa Viitor. Zice, domnule, trebuie meciuri văzut, poate vine pe tren, vine cu mașina, vine cu avionul, nu-l pot, o indispoziție, vine din provincie, trebuie răbdare, cum a zis și domnul Ionaș. Răbdare, da, foarte multă răbdare. Bun, cum reușiți? Ați făcut și ceva transferuri acum? Sau dacă, de exemplu, din jucătorii dumneavoastră care rămân din pepiniere proprie, deci sunt care rămân, dar a zis dumneavoastră în pauză că aveți și posibilitatea de a fi, găsi modalitate să se promoveze. Chiar Darius al dumneavoastră a ajuns până la Botoșani și mă rog. Da, am avut câteva bine, prin impresari. Asta zic, că i-a asigurat sistemul ăsta. Exact. Noi cei mai dotați. Noi încercăm să vedem cu jucătorii care sunt mai de valoare, să putem să îi ducem în anumite... Se lansați, să nu se plafoneze. Pentru selecții, pentru trialuri, pentru, știu eu, pentru a fi... Bine, e foarte greu, nu poți să zici că foarte rar mai iese câte un jucător care poți să îl duci la un nivel mai înalt, mult mai înalt. Acum, în Liga 3-a, bineînțeles că se poate, încerci într-o parte, încerci în alta, dacă acceptă, aici depinde foarte mult și de antrenori, dacă de la echipele respective, una la mână. Într-adevăr, noi când am pornit anul acesta, am avut câțiva jucători din pepiniera noastră, care scus de, în special de domnul Emil Ionașcă, dânsul a început cu ei, am continuat eu mai târziu, au fost jucători de-ai noștri, care, pe care știi și doi au plecat în străinătate, doi au plecat la Gâlgău, s-au făcut contract la Gâlgău, au renunțat la noi.
alți jucători care i-am avut la Republica Hrăzna, a renunțat să vină, să se întoarcă la Balan din cauza nivelului. Da, nivelul... Liga 5, vă dați seama că sunt niște jocuri mai grele, mai grele, mai terenuri mici. Vă dați seama că dacă poți să joci în echipe la echipe de Liga 4, rămân la Liga 4. Da. Și atunci e foarte greu pentru noi, ca să putem realiza o echipă cât de cât competitivă, încercăm cu juniori. Cum? Avem câțiva jucători care, într-adevăr, au făcut ce au făcut și au venit la noi, bineînțeles, prin transfer, cu juniori ce mai avem, cu juniori ce mai să aducem din spate, încercăm să facem o echipă. De asta zic că vrem și noi să încercăm să realizăm ceva cât de cât. Da. Să fie pe, nu știu, pe placul domnului președinte, domnului Pomradu, să încercăm. Cum vedeți, în ultimele minute ale emisiunii, vreau să întreb pe domnul Naș, cum vede nivelul fotbalului în Sălați, ținând cont că acum a fost fotbal de performanță, a fost în teren, ați văzut. Sunteți acum în calitate de antrenor. Mai vedem și limitrofele ce fac Clujul, da, Satu Mare, Maramureș, îi vedem. Cam cum ne simt domnul Sălați? Vedeți și noastră, se vede și la meciurile de baraje. Exact. Și la meciurile de baraje. Deci, din păcate, avem doar și în Liga 4 sunt patru echipe care sunt acolo. În rest, e destul de mediocru fotbalul. Da. Și prin asta, nefăcându-se antrenamente, prea puține echipe din Liga 4 fac antrenamente, vă dați seama, la meciurile de baraje e foarte greu. Pregătirea fizică, cum zicem noi. De acolo pornește totul. Lucrând și nu ne venind, n-ai posibilitatea să vii la antrenament, e foarte greu. În primul rând trebuie să susții familia, trebuie un loc de muncă. Sigur. Ești profesionist să fii plătit din fotbal. Și asta denotă fotbalul destul de slab din Sălaș. Da. Vedeți și la meciul de pregătire, ați văzut și anul ăsta, de exemplu, Turda, o echipă net superioară solidă Mișidului, nu? Și Mișid o echipă extraordinară în Liga noastră 4. Și după aia ați văzut meciul de cupă Rapid Jibou cu Minaur Baia Mare. Exact. Altă diferență. Care peste 3 săptămâni după meciul de la Jibou a făcut 1-1 cu CFR Cluj 2. Exact. CFR 2. Altă diferență, ați văzut. Da. E un pic de diferență. Antrenamentele astea pe astea, dacă se pune la noi în Sălaș, dacă se pune un pic amprenta, zic așa, măcar la două antrenamente pe săptămână, s-ar vedea un pic deosebire. Pregătirea fizică, deci acolo noi durează 60 de minute. La fotbalul se joacă 90 și pregătirea se face pentru 120. Ca să poți excela 90 de minute, să le poți duce așa cum trebuie. Da, să vă dau un exemplu la cum se joacă în fotbalul actual, cu fundașul lateral care urcă foarte mult. Ca să poți face distanța de 80 de metri, să ai pulsul normal, să ridici capul, să vezi unde e vârful, unde, numai că ajung acolo, mi-e pulsul la 300, mai pot gândi? Deci tu nu poți, tu te chinui să respiri, dar să mai gândești. Și să-ți controlezi și picioarele. Da. De asta numai prin antrenamente, multă muncă și seriozitate. O dignă disciplină în fotbal. Deci fără asta nu se poate. Da. Aceste fiind zise, vă spunem la revedere, vă spunem că am avut în platou la Arena Sportivă două oameni de excepție, domnul Sandu Colcea, director sportiv la Luceafărul Bălan, și domnul Emilio Naș, antrenor. Vă spunem la revedere, toate cele bune!